Ok, acum ai curat, dar hai să ne și spălăm pe mâini acum. Pa, da unde? Că n-avem chiuvetă aici, n-avem nimic. O, băgam aș piciorul. Nu, hai să facem o chiuvetă.
Bun, și hai să vedem ce mai face pisicuța noastră. Uitați-o aici, acum se fac ultimile pregătiri înainte de vopsire. Se mai retușează ce mai este de retușat și imediat mașinuța va intra la vopsit. Haideți să vedem ce va ieși. Da, și a ajuns de la vopsit. Bun! Perfect! Super! Da, e ok! Dă-i! Încet, la tobă. Da, mere. Super. Stai să văd în față. Ușa. Așa. Acum. A, atât. Bune. Aici rămâne. Perfect. Și prieteni, mașina este aici, în sfârșit a ajuns de la vopsit. Uitați-vă și voi ce bine arată. Vopseaua a ieșit super bine. Oglindă, frate, ce mai? Vedeți cum se văd perlele prin ea? Super tare. Suntem foarte mulțumiți de rezultat. Și pasajele la roți au ieșit foarte bine. Acestea sunt doar roțile de transport. O să cumpărăm jante noi care o să iasă
în afară până aici, la nivel cu evazările acestea. Și pe spate a ieșit bine, priviți și voi ce frumos arată. Și așa se vede și din spate. Mai știți, cei care ne urmăriți, în zona aceasta avea crăpătura aia, a pușcat kitul. Acum totul s-a rezolvat, priviți ce bine este reparată. După cum ziceam și în față, roțile cele noi, jantele cele noi o să iasă la nivel cu body kit-ul din spate. Ce părere aveți de vopsea, cum a ieșit? Scrieți în comentarii dacă vă place culoarea sau nu. Și în zona trapei a ieșit foarte fain. Vopsitorul a izolat acest cheder negru să nu-l vopsească. Na bun, ce părere aveți de culoare, de cum a ieșit mașina? Acum urmează marea transformare. Urmează să montăm lucrurile înapoi pe ea. Și acesta a fost și clipul de astăzi. Lăsați în comentarii părerile voastre despre vopsea, dacă dă bine pe mașină sau nu. Mulțumim pentru vizionare. Nu uitați, pe noi ne găsiți și pe Facebook, Instagram, TikTok. Aveți totul în descriere. Până data viitoare, noi vă salutăm. Numai bine! Pa, pa!